Am stat 2 săptămâni în izolare, iar de astăzi am decis să reluăm activitatea. Vă vom arăta mult mai multe lucruri din atelier, iar astăzi vreau să-l prezint pe colegul meu, Radu Piloca. Eu îi spun și Pilo. Ne vedem în atelier. Ceau! Salutare, sunt Dragoș Ivan și astăzi îl am alături de mine pe colegul meu, Radu Piloca. Împreună reprezentăm Garajul Galben, lemn cu atitudine. Salut, sunt Radu. Munca mea de astăzi constă în îndreptarea unor blaturi de stejar. La început o să luăm la gros cu rindeaua și ulterior cu orbitalul cu granulație tot mai fină. Și eu astăzi lucrez tot la un pult, la un al doilea pult pe care o să-l vedeți pe Facebook, Instagram și pe site-ul nostru. Iar eu astăzi izolez partea de lemn ca să pot să vopsez piciorul metalic. Bă, nu prea merge cu bandă de izolat, că nu stă. Vorbesc singur! Vedeți, am deschis ușa, deja încep să se acumuleze foarte multe gaze de la filler și o să-mi pun și o mască, pentru că mă cam rupe la nas și la gură. După ce am dat cu filler sau cu grund, am folosit un șmirger de granulație 1000, iar apoi am degresat din nou. Acum, după cum se vede, am dat deja cu negru, mai urmează să dau doar de umplere. Deci tu zici că e mai bine să dai mai întâi cu rindeaua și după aia să-l iei la orbital ca să-i dai finețea aia maximă. Dacă asta e mai jos decât astea două la 1,2 mm, dar că e mai ușor cu rindeaua decât să stai să dai la orbital. Cam atât pentru astăzi. Ați văzut în clip ce am făcut. Ne vedem data viitoare. Nu uitați share, like.
Păi da, aia ziceai tu. Da. Și tu ai zis că e... Da, avem niște schițe de la pulpe la care lucram. Dar astea sunt bloopers, nu puteți să le pune la final.